extinderea serviciului divin ordonat. Imnul numărul 6. Sfânt și înfricoșat. În ceruri, îți mulțumim că Tu mă iubești, îți mulțumim că putem să fim din nou în locașul Tău de închinare, trebuie ca Tu să ne binecuvântezi pe fiecare, să binecuvântezi inimile noastre, să ajuți, Doamne, să putem să primim mesajul care va fi rostit, să binecuvântezi vorbitorul și să faci, Doamne, ca să putem să ne bucurăm odată toți în Împărăția Ta, prin Domnul Iisus. Amin. Amin. David Livingstone a fost invitat la Universitatea Cambridge pentru a vorbi în fața studenților. Renunțase la o viață prosperă pentru a predica Evanghelia în Africa. Anglia l-a sărbătorit ca pe un erou pentru renunțarea de sine pe care o demonstrase. Iată ce le-a spus el studenților. Oamenii vorbesc despre sacrificiul pe care l-am făcut, petrecând o parte atât de însemnată a vieții mele în Africa. Oare chiar poate fi numit sacrificiu ceea ce pur și simplu înapoiem din marea datorie pe care o avem față de Dumnezeul nostru? Datorie pe care nu o vom putea plăti niciodată. Eu nu am făcut niciun sacrificiu. Nu despre asta trebuie să vorbim atunci când ne amintim de marea jertfă pe care a făcut-o Iisus, părăsind tronul Tatălui Său din cer pentru a se dărui pentru noi. Tot ce dăruim cauzei lui Dumnezeu este infinit mai puțin decât ce primim prin darul crucii.
totuși, suntem chemați să aducem daruri de jertfă lui Dumnezeu. Asta înseamnă că atunci când hotărâm ce procent oferim ca dar, trebuie să alegem un procent care să ne provoace să ne încredem în grija și binecuvântările lui Dumnezeu. Ellen White spune, în sistemul biblic al zecimilor și darurilor, sumele aduse de diferite persoane pot varia foarte mult din moment ce sunt proporționale cu venitul. Cât de dornic ar trebui să fie fiecare administrator credincios să-și sporească partea ce o va duce în casa visteriei Domnului și nu să o micșoreze cu vreun ban. Acum, când ne înapoiem zecimea și darurile, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Pentru rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, stăm din nou în această zi de sabat de dimineață înaintea Ta pe picioare și îți mulțumim pentru harul Tău abundent, pentru grija Ta protectoare și părintească pe care ai avut-o față de noi, pentru toate darurile cerești pe care ni le-ai oferit, pentru zecile și sutele de binecuvântări materiale, spirituale, sufletești pe care le-am primit de la Tine.
Doamne, în această dimineață suntem înaintea Ta datorită providenței Tale și datorită faptului că Tu ești suveran și ne porți de grijă fiecăruia în parte. Te rugăm în această dimineață, Tată iubitor, să primești aceste daruri care ți-au fost aduse cu iubire și cu credința că Tu vei purta de grijă în continuare de viețile noastre. Te rugăm, Doamne, ca în atotputernicia Ta, Tu să porți de grijă ca fiecare bănuț oferit în această dimineață să-și atingă scopul. Și te rugăm ca împărăția Ta să vină cât mai curând în lumea aceasta și în viața noastră. Oferă-ne, Doamne, și pâinea vieții în această dimineață, hrănește-ne prin cuvântul Tău și apropie-ne de Iisus Hristos, pentru că în numele Lui ne rugăm și ne închinăm. Amin.
Când îmi vei pune inima în cumpănă, să o vezi îndreptate cât e de grea. Ca să nu fie găsită prea ușoară, pune și crucea ta lângă ea. Când sufletul meu îl vei măsura, să vezi dacă se potrivește pentru împărăție, adaugă la el și crucea ta, să capete mărimea intrării în veșnicie. Când mă vei număra după gânduri și cuvinte și fapte, numără, Doamne, în dreptul meu și crucea ta, în loc de 6 să mă afli 7, sub steagul celor 70 de ori și de o veșnicie de ori câte 7. Sau, Doamne, și mai bine, nu pune crucea ta lângă mine, ci minunat cumva, ascunde-mă pe mine în crucea ta. Amin.
Mulțumim Domnului pentru că în această dimineață de sabat putem fi împreună aici, în acest loc. De curând, lumea întreagă și-a adus aminte de marele dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit tuturor, de mamă, de femeie. Și nu e un lucru rău, ci chiar bun să ne aducem aminte de cele pe care, ne-au adus pe această lume cu lacrimi, cu strigăte, cu durere, cu chinuri. Și am pregătit o temă pe care am prezentat-o și în celelalte două biserici. Această dimineață aș vrea să o prezint și în acest loc. Este vorba despre Deborah. Cunoaște mai mult sau mai puțin despre acest personaj biblic, feminin. Eu am intitulat mesajul din această dimineață, Deborah, femeia care a schimbat istoria. Probabil că unii dintre dumneavoastră care nu sunteți poate chiar așa de familiarizați cu Cartea Judecătorilor sau cu Vechiul Testament, nu știți cine a fost Deborah exact. Dacă ar trebui să o descrieți în câteva cuvinte, ce ați spune dumneavoastră despre Deborah? Cine a fost Deborah? Câteva informații introductive, pentru că o să învățăm mai multe lecții de viață din istoria ei. În primul rând, când citim Judecători, capitolul 4 și 5, o găsim pe Deborah ca fiind un fel de strateg militar în cadrul războiului sfânt care a avut loc în timpul slujirii ei împotriva cananiților care îi țineau robi pe izraeliți. Deborah a fost și judecător. Cuvântul judecător poate fi tradus și prin alți termeni. O putem numi pe Deborah eliberator sau salvator. Un judecător, un salvator pentru poporul lui Dumnezeu care a trăit cu 3200 de ani în urmă. E profet, Deborah a fost o femeie profet. Asta înseamnă că a vorbit direct din partea lui Dumnezeu, ca delegat al său, ca oficial al său, ca reprezentant al său, a vorbit oamenilor și este a doua femeie profet din cuvântul lui Dumnezeu după Miriam, sora lui Moise. Ea este prima femeie profet, așa ne spune Scriptura. Putem să spunem despre Deborah că a fost și compozitor. Dacă citim Judecători capitolul 5, putem să vedem că ea a compus acolo o cântare foarte, foarte frumoasă, o cântare veche. Este și o femeie, erou în timp de război. O vedem ca fiind o femeie puternică, o femeie curajoasă, o femeie independentă, care nu are temeri, care merge înainte în chemarea și în slujirea pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Este o adevărată mamă. Această femeie este o adevărată mamă în Israel, așa cum găsim scris în Judecători 5:7, vedem că este o femeie care vorbește cu autoritate. Și, dragii mei frați, se situează ea deasupra tuturor celorlalți bărbați judecători. Pentru că niciun judecător, știți, perioada judecătorilor a durat vreo 400 de ani, înainte de începerea perioadei monarhice sau a monarhiei lui Israel, au fost 400 de ani, au fost 12 judecători, dar niciunul dintre judecători nu a avut darul profeției. N-a fost proroc. Însă Deborah ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost proroc, deci e deasupra celorlalți judecători. Și este și singura femeie judecător din istoria judecătorilor de 410 ani. Atunci când citim despre judecători, vedem că Biblia prezintă și plusuri și minusuri chiar ale liderilor, a judecătorilor, așa cum o face și în dreptul împăraților, dar este foarte interesant că Biblia nu menționează niciun rău, niciun minus, niciun cusur în dreptul acestei femei. Deci este singurul judecător despre care nu se spune nimic de rău. Este și soția lui Lapidot,
este căsătorită, are o familie, asta înseamnă că în casa ei are și responsabilități multe de soție. Și este o femeie fraimită pe care o putem numi pe drept femeia lui Dumnezeu. Femeia prin care Dumnezeu a lucrat. Cine a fost Debora? În concluzie, uitându-ne la cele lucruri, am putea să spunem că a fost o femeie foarte, foarte talentată. Încă din tinerețe, încă de la vârsta de 20 de ani, Dumnezeu a chemat o femeie în poporul său în cea mai înaltă funcție de conducere posibilă. Să știți că Dumnezeu nu le-a eliminat niciodată pe femei din slujbe de conducere, doar de la îndeplinirea slujbelor sacerdotale sau preoțești. În cuvântul lui Dumnezeu nu găsim femei preoți, dar găsim femei împărați, găsim femei judecători, găsim femei profeți, găsim femei cofondatoare în Noul Testament de biserici cu apostolii, femei care vorbesc cu autoritate. Debora este o femeie unică. Dragii mei frați, la întrebarea aceasta, pentru că o să vorbesc despre ea, ar fi bine să avem un tablou cât mai complet. Cine a fost Debora? Păi citim în cuvântul lui Dumnezeu că locuia în muntele lui Efraim. Asta înseamnă că ea era o efraimită, că făcea parte din această seminție. A trăit cu 1200 de ani înainte de Iisus Hristos, adică în urmă cu 3200 de ani, și a judecat și a condus poporul lui Dumnezeu timp de 60 de ani. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? Unii ne plângem când suntem chemați să slujim în biserică timp de 2 ani, că e greu, că sunt probleme, că, mă rog, avem noi anumite motive pe care le invocăm. Dar gândiți-vă ce înseamnă să trăiești ca femeie într-o societate patriarhală și dominată de masculini, de bărbați, sau de partea masculină. Ce înseamnă ca femeie să slujești nu 2, nu 6, nu 10, ci 60 de ani. 20 de ani a slujit în timpul cât poporul său, poporul Israel, format din 12 confederații sau triburi sau seminții, se afla în robie, în robia cananită, iar 40 de ani a slujit în timp de pace, cât până când i s-a sfârșit mandatul și chemarea oferită de Dumnezeu. Noi citim în Biblie că poporul lui Dumnezeu a fost dus în robie, nu în robia egipteană. Citim că a fost dus în robia babiloniană și de multe ori ne raportăm la poporul lui Dumnezeu și spunem: poporul lui Dumnezeu a fost dus în robii, dar știți că în timpul judecătorilor a fost dus și în alte robii? În timpul Deborei, de exemplu, la începutul chemării ei, poporul a fost în robia cananită. Aș vrea să vă spun că Debora a fost recunoscută în timp ca profetesă, adică ca reprezentantă, o persoană care a vorbit, care a predicat, care a spus cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate. A fost recunoscută ca judecătoare, ca strateg militar, pentru că în timpul ei, când a mers, o să vedem, cu Barac la război, atunci Dumnezeu a dat biruință poporului și i-a eliberat. Și am putea spune că Debora a fost și o compozitoare, pentru că a compus un imn foarte frumos pe care îl găsim în Judecători, capitolul 5. Dacă citim viața Deborei, putem să vedem că ea se aseamănă foarte bine cu doi eroi biblici. Se aseamănă foarte bine, de exemplu, cu Moise. Moise a fost profet, Moise a fost lider național și a fost și comandant militar. Vă aduceți aminte că el a dat directive cu privire la poporului în primul război pe care poporul a avut după ce Domnul l-a scos din Egipt împotriva lui Amalec, nu? Moise a dat directive, Moise s-a rugat, a ținut mâinile sus, nu?
Și de asemenea, Debora se aseamănă foarte bine cu David. Și David a fost profet, și David a fost lider național, și David a fost comandant militar. La fel, Debora a fost profet, a fost lider național și în războiul acela foarte puternic care a avut loc împotriva lui Iabin, împăratul Canaanului, și a generalului său, a lui Sisera, și ea a activat ca un fel de comandant militar împreună cu Barak. Eu când am studiat viața ei, am ajuns la concluzia că Debora este o femeie precum nu prea găsești în istorie, nici măcar în istoria sacră, cu atât mai puțin în istoria laică, în istoria profană. Debora este femeia care merge la război. Păi dumneavoastră știți că femeile în timp de război stăteau acasă, mergeau bărbații. Femeile aveau grijă de copii, de familie și de treburile casei. Nu mergeau pe câmp la război, nu? Dar Debora merge la război. E unică. Debora este un judecător care are scaunul de domnie așezat sub un copac, sub un palmier sau sub un finic, ceea ce nu găsim la ceilalți judecători. Și este și singura femeie, atât judecător cât și profet, din întreaga istorie sacră pe care o avem în cuvântul lui Dumnezeu. Știe cineva ce înseamnă numele ei? Ce înseamnă Debora? Dragii mei frați, în cuvântul lui Dumnezeu, un nume reprezintă mai multe lucruri. Un nume, de exemplu, reprezintă caracterul cuiva. Vă aduceți aminte de Nabal. Ce înseamnă numele de Nabal? Nebun, smintit, nu? Asta era caracterul lui, numele îi se potrivea foarte bine. Vă aduceți aminte de numele de Iisus în ebraică sau în aramaică? Numele lui era Yeshua. Și Yeshua înseamnă a salva, a mântui, a scăpa de la moarte pe cineva. Iisus a avut un nume care i s-a potrivit cu misiunea pe care l-a avut-o pe acest pământ. De asemenea, un nume reprezintă și experiența cuiva. Vă aduceți aminte că lui Iacov i-a fost schimbat numele în Israel, adică în cel ce luptă cu Dumnezeu. Numele de Israel reprezintă experiența dramatică a schimbării prin care Iacov a trecut. Sau un nume poate să reprezinte și reputația cuiva. De exemplu, Satan înseamnă adversar. Sau diavol înseamnă calomniator. Deci un nume în Biblie nu era oferit așa la voia întâmplării. I-am întrebat de câteva ori pe anumite persoane, tu știi ce înseamnă numele tău? Și ei nu știau. Dar în vremurile biblice, un nume reprezenta fie caracterul cuiva, fie misiunea cuiva, fie experiența transformării, fie reputația cuiva. De aceea e foarte important să știm ce înseamnă numele Debora. Devora, în limba ebraică, înseamnă albină. Albină. Nu știu, astăzi n-am auzit pe nimeni să... N-am mai auzit numele acesta, adică nu... Știu de surori sau femei care să aibă acest nume. Nu exclud că n-ar fi, dar nu cunosc. Și îmi place foarte mult ce spune Cornelius Lapide, un comentator al Bibliei. El spune așa, că Debora a fost precum mierea dulce pentru prietenii ei și pentru poporul ei. Pentru că l-a slujit, l-a judecat, l-a edificat spiritual timp de 60 de ani, dar a fost ca un ac cu venin pentru dușmanii poporului ei. Ea a mers cu Barak la luptă și cu o parte din cele 12 confederații izraelite și a ajutat la eliberarea poporului de sub Iabin, de sub cananiți. Dar în orice caz, atunci când citim viața ei, putem să concluzionăm că a fost o persoană harnică. Harnică precum o albină. Dragii mei frați, Debora slujește în timpul celei de-a patra apostazie a lui Israel, adică pe anii 1125, înainte de Iisus Hristos.
Vă aduceți aminte că poporul lui Dumnezeu în timpul judecătorilor a mers din robie în robie în robie. De exemplu, în timpul judecătorului Otniel, poporul a fost în robia mesopotamiană. Datorită tot apostaziei, poporul din nou a fost dus în robie în timpul lui Ehud, a fost rob lui Moab, adică moabiților. Din nou poporul a mers în apostazia, apostazia de la credință și în timpul lui Șamgar a fost robul filistenilor. Iar când Dumnezeu a chemat-o pe Debora să slujească, poporul era tot rob, datorită necredincioșiei, că fiecare făcea ce îi plăcea și nu asculta de Dumnezeu. Și în timpul Deborei erau robii lui Abin, a lui Sisera și a celorlalți cananiți. Acum, ar fi foarte interesant să ne uităm la Debora și să o vedem pe Debora în această dimineață puțin în peisajul slujirii feminine, pentru că Dumnezeu le-a chemat și pe surori să slujească. Dumneavoastră știți că 66-67% din Biserica Adventistă este compusă din femei? Segmentul mare este format din surori. Și în multe biserici, surorile n-au voie să vorbească sau trebuie să stea doar pe scaun sau să tacă, nu? Deși 66-67% din biserică este formată din surori, Dumnezeu le-a chemat pe surori să vorbească, să predice cuvântul lui Dumnezeu, nu să ocupe slujbe de pastori, evident, de preoți. Nu mergem în cealaltă extremă, dar nu trebuie să mergem nici în cealaltă extremă. Dumnezeu le-a chemat pe surori să slujească și, de exemplu, Dumnezeu a chemat-o pe Miriam, sora lui Moise. Ea a fost profetesă, a vorbit cuvântul lui Dumnezeu către națiune cu autoritatea și cu puterea lui Dumnezeu. Soția lui Isaia, în capitolul 8, vedem că a fost și ea profetesă. Ana era profetesă la templu și spune evanghelistul Luca că îi învăța pe oameni la templu despre Mesia, despre venirea lui Iisus Hristos. Și era femeie într-o societate patriarhală. Dar Dumnezeu a chemat-o și ea nu s-a opus. Priscila a fost cofondatoarea bisericii creștine, cofondatoare. Așa cum Biserica Adventistă a fost fondată de doi bărbați, James White și Joseph Bates, pe lângă doi bărbați, Dumnezeu a chemat și o femeie, pe Ellen White. Ellen White este cofondatoarea acestei biserici. Dumnezeu n-a făcut niciodată discriminare de gen atunci când a chemat în slujire oameni. N-a chemat numai bărbați și femeile să stea în cort ca Iael sau să stea în cort ca Sara sau ca, nu știu, ca Rebecca sau Rahela. Le-a chemat și pe surori să îl slujească. Priscila a fost cofondatoare, nimfa. Biblia spune că era o femeie zeloasă pentru cauza lui Dumnezeu, Coloseni 4:15. Și nu cred că ar putea să spună cineva că a fost zeloasă pentru cauza lui Dumnezeu făcând plăcinte sau covrigi sau pâine sau să fi spălat hainele celorlalți lucrători biblici din timpurile acelea. A fi o femeie zeloasă pentru cauza lui Dumnezeu înseamnă o femeie care vorbea din partea lui Dumnezeu, care predica cuvântul. Am spus, nu trebuie să mergem între extrema greșită, pentru că potrivit Bibliei, femeia niciodată nu a ocupat funcții sacerdotale sau preoțești, dar asta nu înseamnă că nu poate fi lider, că nu poate predica, că nu poate vorbi cuvântul lui Dumnezeu. Fivi, diaconeasa bisericii Kencrea, o femeie cu vaz acolo, în original este numită prostates, un fel de lider, și monarhii greci erau numiți de foarte multe ori prostates, adică conducător, lider. Iunia, cu vază între apostoli, o altă femeie care a ajutat foarte mult la înaintarea Evangheliei. Cele patru fiice ale lui Filip au fost și ele profetese, au vorbit delegate de Dumnezeu cu autoritatea lui Dumnezeu. Hulda, n-am mai menționat-o pe Hulda și mai sunt și altele. Dragii mei frați, Debora ar trebui văzută în peisajul acesta al slujirii feminine, pentru că Dumnezeu le-a chemat și pe femei să slujească.
dar de-a lungul timpului bărbații au încercat să le domine pe femei și să le ia drepturile, adică femeia n-a avut dreptul să conducă o mașină, să obțină permis auto, n-a avut dreptul de vot, n-a avut dreptul să aibă un job, un serviciu, n-a avut dreptul să vorbească, n-a avut dreptul să iasă în public. Astăzi, în anumite țări musulmane, ele au pe față burca sau hijab sau niqab sau altă, mă rog, altfel se acoperă și femeile nu au voie să-și arate fața. Unele numai ochii, numai ochii li se pot vedea. Și de-a lungul timpului, femeii care a fost făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum a fost făcută și așa cum a fost făcut și bărbatul, femeilor li s-au limitat drepturile drastic, fără o poruncă explicită din partea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea ar trebui să o vedem pe Deborah așa. Iar dacă ne uităm în peisajul judecătorilor, păi vedem că Ehud, de exemplu, nu avea sau nu se slujea de mâna dreaptă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu l-a împiedicat pe nimic, cu nimic pe Dumnezeu să-l cheme pe Ehud să fie în cea mai înaltă slujbă din popor, adică să fie judecător. Gedeon era sărac și era cel mai mic din familie și știți că era și un om cu credință mică, dar Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon să fie judecător în cea mai înaltă slujbă de conducere posibilă, Shamgar. Provenea dintr-o familie necredincioasă. Biblia spune că era Shamgar fiul lui Anat și așa îl chema pe tatăl său, Anat. Și Anat nu este nume evreiesc, ebraic, este un nume a unei zeițe feniciene. Probabil tatăl lui Shamgar era fenician și doar mama era evreică. Probabil a existat o căsătorie mixtă, nebiblică. Dar chiar dacă el, Shamgar, provenea dintr-o familie necredincioasă, asta nu l-a, sau mixtă, nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să-l cheme pe Shamgar în cea mai înaltă slujbă de conducere posibilă. Iair era poligam, avea 30 de fii. Iar Gedeon avea 70 de fii. Păi cu siguranță că aveau mai multe soții. Situația nu a fost roz în timpul judecătorilor, dar Dumnezeu a lucrat cu materialul pe care l-a avut. Iefta era fiul unei desfrânate și mai avea și unele idei păgâne, nu? Citim în cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta nu l-a împiedicat să-l slujească pe Dumnezeu. Ibțan din Betleem, și el judecător, dar și el era poligam, avea 30 de fii și 30 de fete. Vă dați seama? Și spune Biblia că a și realizat căsătorii cu cei din afară, adică căsătorii mixte, adică cenzurate sau interzise de cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a folosit de oameni cu slăbiciuni, cu minusuri, iar Deborah, ce am putea să spunem despre ea? Păi Deborah a fost femeie și rolul femeii era să stea în cor, ca Iael, nu? Nu, dragii mei frați, Dumnezeu s-a folosit și de oameni cu defecte fizice, cu defecte morale, spirituale, sau, după unii, de o femeie care avea alte roluri în vremea aceea în societate. Dar Dumnezeu nu a făcut o discriminare, ci a folosit-o, i-a folosit pe oameni, pentru că în spatele acestor oameni, cine era adevăratul eliberator? Cine era adevăratul judecător? Dumnezeu. Dumnezeu era acolo. Dacă mergem acasă la Deborah, pe scurt, putem să vedem că ea locuia în muntele lui Efraim, într-o zonă foarte sigură în Israel, în vremea aceea, și într-o regiune luxuriantă. Am studiat un pic geografia zonei în care locuia Deborah. Și Deborah locuia într-o zonă foarte frumoasă, luxuriantă, cu palmieri, cu finici, cu grădini, cu livezi de măsline. Acestea le găsim prezente la Rama sau la Betel. Știm că Betelul era un loc plin cu izvoare, cu râuri. Deci ea locuia într-o zonă
într-o zonă verde, într-o zonă frumoasă, așa ca o grădină a Domnului. Și Biblia spune în Judecători 4 că ea ședea sub finicul de bore între Rama și Betel, pe muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Vedeți, nu doar Debora locuia sub un copac. Nu doar Debora slujea sub un copac. Și pe Avram îl vedem locuind și slujind sub anumiți copaci, sub stejarii lui Mamre. Sau Saul locuia sub rodiul din Migron, ne spune cuvântul Dumnezeu. Iar Debora locuia în muntele lui Efraim sub un palmier sau sub un finic. Dar vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ea ședea. Debora ședea. Ce înseamnă că ședea? Înseamnă că stătea așa în fund, pe scaun, cum stați dumneavoastră acum în biserică? Asta înseamnă că ședea. Noi trebuie să înțelegem Biblia și limbajul Bibliei trebuie să îl înțelegem. Ce înseamnă că ședea? Înseamnă că ședea pe scaunul ei de judecător. Stătea, își exercita atribuțiile de judecător în poporul lui Dumnezeu. Și acela era locul ei favorit, în care chema oamenii la ea sau oamenii mergeau la ea pentru a le asculta problemele, sub un finic sau palmier. Deci, sala de judecată a Deborei era în aer liber, era pe munte și întreg poporul avea acces la ea. Nimeni nu era împiedicat de o ușă, de niște ziduri, de o anticameră sau de altceva. Și cred că motivele erau practice. Ședea sub finicul de bore, spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce ea, când judeca într-un mediu, într-un spațiu deschis, nu? Deci nu ne spune Biblia că îi judeca pe oameni în cort sau într-o clădire undeva special amenajată de popor în timpul ei. De ce? Eu cred că pentru faptul că ea vroia ca să se vadă corectitudinea ei, procesele, sentințele, deciziile pe care ea le lua ca judecător și profet, cu ajutorul lui Dumnezeu și sub inspirația lui, arătau corectitudinea ei, arătau deschiderea ei, n-avea nimic de ascuns, arătau și imparțialitatea ei. Deci Debora era o femeie credincioasă și echidistantă. Haideți să învățăm în această dimineață câteva lecții și principii de credință, de leadership, adică de conducere, și de psihologie din viața Deborei. Principiul numărul 1 sau lecția numărul 1 care o putem învăța este aceasta, că Debora acceptă să fie lider civil și religios într-o perioadă de ruină națională. Copiii lui Israel, Biblia spune că au strigat către Domnul căci Iabin avea 900 de care de fier și de 20 de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel. Deci Debora a slujit când poporul era rob cananiților, iar robia aceea nu a fost o robie ușoară. Unii spun că a fost una dintre cele mai aspre robii în care a fost dus poporul lui Dumnezeu vreodată. Era rob în propria țară, dar stăpânit, condus de către cananiți. O robie asemănătoare cu cea din Egipt. Și vedeți, în perioada aceea a lui Debora, poporul lui Dumnezeu nu avea dezvoltată industria metalurgică. Adică nu aveau care de fier, aveau doar instrumente de aramă. Deci nu se puteau ridica împotriva cananiților ca să se dezrobească. Și vă dați seama că asta înseamnă că ei erau și demoralizați. Pentru că noi nu avem armele pe care le au ceilalți. Ei sunt mai puternici decât noi. Nu ne putem opune, nu ne putem dezrobi. Și Debora a slujit în această perioadă grea, în această perioadă dificilă. O femeie într-o perioadă dificilă. Apoi Biblia spune că pe vremea Iaelei, dumneavoastră știți că Debora cu Iael sau Iaela au fost contemporane.
Pe vremea ei, spune Biblia, drumurile erau părăsite și călătorii apucau pe căi strâmbe. Noi când citim acest verset, prima dată încercăm să-i oferim o înțelegere sau o interpretare spirituală. Iată că oamenii apucau pe căi strâmbe, adică cine știe ce păcate făceau. Și nu putem să spunem că nu, că făceau și păcate, dar altul este înțelesul acestui verset. Din acest verset, eu personal înțeleg că izraeliții se confruntau cu probleme cu probleme comerciale. Păi cum, frate pastor? Păi, nu aveau acces la rutele comerciale principale. Iată ce spune comentariul biblic adventist. Spune așa că starea de război din timpul Deborei a întrerupt călătoria și comerțul în așa măsură încât șoselele erau nefolosite, adică drumurile erau părăsite. Și aceia erau nefolosite și erau obligați să folosească poteci neumblate prin regiune. Această suspendare a călătorilor se datora prezenței garnizoanelor cananite așezate în locurile strategice de-a lungul drumurilor principale sau principalilor drumuri. Deci, nu puteau să facă comerț, nu puteau să călătorească cămile, caravane care aduceau anumite bunuri de schimb dintr-o zonă într-alta. Lucrul acesta era imposibil. Deci Debora a slujit într-o perioadă în care poporul Dumnezeu se confrunta cu probleme comerciale, dar chiar și cu probleme economice, pentru că Biblia spune că izraeliții, ca să scape de Madian, ce făceau ei? Fugeau în văgăunile munților, în peșteri și în stânci întărite. Deci nu aveau acces la câmpie ca să cultive pământul. Și când, fie că era Madian, fie că era cananiții, fie că erau edomiții sau filistenii, când acești cotropitori veneau în poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu nu rămânea în zonele de câmpie, în zonele libere și deschise unde puteau să fie ușor cuceriți, ci fugeau în văgăuni, pe stânci, în munți. Și aș vrea să vă întreb, acolo puteau produce alimente? Puteau practica agricultura? Evident că nu, că nu poți să semeni grâu în stânci, în munți, prin tot felul de văgăuni sau peșteri. De aceea poporul Dumnezeu în timpul Deborei s-a confruntat și cu probleme economice, și cu tendințe separatiste, pentru că erau, în vremea Deborei, poporul încă era format dintr-o confederație de 12 seminții. Și știți că în timpul acestui război sfânt, în timpul războiului sfânt de eliberare, știți că aproape jumătate din cele 12 seminții au refuzat să se implice și să meargă la luptă cu frații lor? De asta spun că existau tendințe separatiste. Ce spune Debora în cântarea ei, în cântarea Deborei din capitolul 5? Cine s-a dus împreună cu ea și cu Barac la războiul de eliberare? Cine s-a dus? S-a dus Zabulon, Neftali, Efraim, Beniamin, Manase și Isahar? Ei s-au dus. Dar Ruben, Gad, Dan, Asher și orașul Meroza sau cetatea Meroza, asupra căreia Debora chiar a rostit un blestem și a rugat și pe ceilalți să rostească un blestem. Blestemați pe Meroza, zice îngerul, nu? Au refuzat Meroza și celelalte seminții au refuzat. De ce? Pentru că ei în popor la vremea aceea se confruntau cu tot felul de tendințe separatiste. Plus că pe vremea aceea în Israel, Biblia spune că nu era împărat și fiecare făcea ce îi plăcea. Adică oamenii aveau tot felul de boli spirituale. Omul era măsura tuturor lucrurilor, că fiecare făcea ce îi plăcea. Nu? Anarhie, confuzie, apostazie, imoralitate în popor, Dumnezeu nu era respectat. În prima parte a slujirii Deborei, era înlocuit cu zeii cananiți, religia nu era respectată, era înlocuită cu cea cananită, legământul nu era respectat, era călcat, femeia
nu era nici ea respectată și cine ar putea să spună în această dimineață de vreo perioadă în istoria acestei omeniri în care femeia a fost respectată? A fost vreodată femeia respectată? Poate așa, ca indivizi, oameni temători și credincioși de Dumnezeu, în familie, în casă. Dar în societate femeia întotdeauna a fost dominată, i s-au luat din drepturi și da, s-au raportat oamenii la femeie. Dacă citiți ce spun scriitorii greci, ei o consideră pe femeie o specie subumană. Nici măcar nu e un rău necesar, spun ei. Datorită gândirii patriarhale și misoginiste și datorită unor teorii care nu vin din cuvântul lui Dumnezeu. Dar în această perioadă în care Debora nu este respectată, ea totuși slujește în ciuda tuturor piedicilor. Deci, când slujește Debora, e foarte interesant, dragii mei frați, și pe noi ne cheamă Dumnezeu la alegeri și numai la alegeri, în fiecare sabat. Fratele Lică, fratele Ionuc, fratele Beni, fratele Dumitru, vin la noastră, haideți să slujiți la amvon, haideți să vă rugați, haideți. Dragii mei frați, vedeți în ce perioadă slujește Debora? Într-o perioadă de robie în care se confruntă cu probleme comerciale, cu probleme economice, cu probleme spirituale și cu tendințe separatiste. Mai greu de atâta nu se poate! Dar ea nu spune, nu, să meargă cu tare, să meargă altcineva, să facă pastorul, cum mai spunem noi uneori. Toți suntem, fără rezerve, toți suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu, nu doar să ocupăm un scaun în biserică. Al doilea lucru care îl învățăm din viața Deborei este că ea nu permite ca normelor culturale, atenție, culturale, să o împiedice să aducă eliberare poporului lui Dumnezeu. Noi vedem că Debora a primit de la Dumnezeu și și-a asumat niște responsabilități care în mod obișnuit erau ale unui bărbat. Dar pentru că bărbații erau lași, erau slabi, erau fricoși, fiecare făcea ce îi plăcea, păcatul i-a slăbit, a trebuit ca o femeie să fie chemată de Dumnezeu să slujească. Și care era statutul femeii în timpul Deborei? Păi femeia atunci, cum am spus mai devreme, în general trebuia să stea în cort și să aibă grijă de copii și de familie. Femeia era văzută ca fiind proprietatea bărbatului, nu a lui Dumnezeu. Bărbatul era stăpân. Femeia nu deținea proprietăți și învățăm lucrul acesta din episodul cu fiicele lui Zelofhad din și împărțirea moștenirilor din numeri 3-6. Femeia nu putea să fie martor într-un proces atunci, nici să ocupe funcții publice și mai era și obligată dacă soțul era deceda, ea nu avea libertatea de a se căsători ca și astăzi cu cine vrea ea sau de a rămâne văduvă. Nu avea libertatea aceasta. Trebuia, conform legii leviratului, să se căsătorească cu fratele necăsătorit a soțului decedat. Deci nu avea drepturi. Lumea era dominată efectiv de bărbați. În acest mediu cultural a slujit Debora. De asta ar trebui să învățăm de la ea. Să mergem înainte și să-L slujim pe Dumnezeu atunci când Dumnezeu ne cheamă. Ce-o fi gândit, am zis eu, când am studiat viața ei, ce-o fi gândit Debora când Dumnezeu a chemat-o în acest context? Dar ce-o fi gândit poporul când Dumnezeu le-a chemat o femeie care e liberator? Ce-o fi gândit? Păi, dragii mei frați, am descoperit trei lucruri. Lucru numărul 1. Calitatea de lider. Aș vrea să învățăm lucrul acesta, calitatea de lider. Nu vorbim de preot, preoții au fost bărbați, pastorii, hirotoniți trebuie să fie bărbați. Noi vorbim aici de lider în poporul Dumnezeu, de judecător, de profet și alte slujbe. Calitatea de lider nu are nicio legătură cu genul. Are legătură cu caracterul, să ai un caracter bun, are legătură cu darurile. Sunt femei care știu să conducă mult mai bine decât bărbații și are legătură cu chemarea. 2. Izraeliții i-au recunoscut Deborei calitatea de lider. Nimeni nu s-a opus. Am citit în
spiritul profetic, am citit în Biblie, nimeni nu s-a opus leadership-ului sau conducerii de bore și nu a existat niciodată vreo revoltă în timpul ei, împotriva ei. Și trei, izraeliții au prosperat și au fost eliberați din robia lui Abin în timpul și sub conducerea Deborei. Principiul numărul 3, care îl învățăm din viața Deborei, este că Debora prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Atunci evreii nu aveau Biblie încă, nu era scrisă, cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, era rar, adică erau profeți puțini sau deloc, era o perioadă de sincretism religios în care poporul împrumuta tot felul de idei și curente religioase de la alte popoare, dar vedeți genul acesta feminin, eu sunt femeie, zice ea, dar nu, genul feminin nu o împiedică să prezinte cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu timp de 60 de ani, ca la începuturile Bisericii Adventiste, timp de 70 de ani Dumnezeu a vorbit președinților, pastorilor, administratorilor și membrilor Bisericii Adventiste, a vorbit prin cine? Printr-o femeie. Și biserica astăzi citește scrierile unei femei și predică ceea ce a scris sub inspirație o femeie. Ce găsim scris în Judecători? Ce spune Debora? Debora spune așa: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeului Israel. Din partea cui vorbește Debora? Din partea lui Dumnezeu. Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. E cuvântul lui Dumnezeu. Scoală-te și iată, scoală-te căci iată ziua când Domnul, când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Deci Debora știe planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, ziua în care Dumnezeu va interveni și va lucra și le comunică mai departe. Ea prezintă voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Dar nu doar că prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult că Debora ascultă ea însăși de cuvântul lui Dumnezeu și se supune cuvântului lui Dumnezeu. Debora îi spune lui Barak cuvintele lui Dumnezeu și îi spune: du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului, ia cu tine 10.000 de oameni. Însă ce vedem noi la Barak? Vedem că Barak este fricos, tremură, e laș și ezită să meargă la luptă. Barak i-a zis Deborei: dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Vedeți? Eu cred că Barak a, permiteți-mi această exprimare, a mirosit-o pe Debora, a citit-o și a dat seama: măi, femeia aceasta este o femeie curajoasă, o adevărată războinică, o femeie în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Nu mă duc fără ea, am nevoie de sfaturile, curajul și imboldul ei. Și Biblia ne spune că Debora, după ce vorbește cu Barak, după ce Barak o cheamă, ea însăși se supune și merge pe câmpul de luptă. Ea a răspuns: voi merge cu tine. Și s-a dus. Dar nu vei avea slavă, să știi, în calea în care mergi. Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barak la Kedeș. Deci Debora nu doar prezintă cuvântul lui Dumnezeu, ci îl și ascultă și se supune și îl împlinește. Merge la război, îl asistă pe Barak, îl încurajează și ca un strateg militar îi spune cum să opereze pe câmpul de luptă. Debora 5 dovedește că este un lider ales de Dumnezeu. Evreii în timpul ei strigau după eliberare. Și eliberarea a venit prin persoana la care ei se gândeau cel mai puțin sau poate nu se gândeau deloc. Eliberarea a venit printr-o femeie. Dumnezeu a chemat o femeie. Dar Barak recunoaște capacitatea de lider, de conducător a Deborei. Dacă vii cu mine, mă voi duce, dacă nu, nu mă voi duce. 6. Vedem că Debora conduce poporul lui Dumnezeu bazându-se nu pe putere. Uneori unele popoare, unele națiuni, unele biserici ar vrea să aibă în față un pastor, un prezbiter, un lider care să tune și să fulgere, să dea cu pumnul în amvon, să dea cu pumnul în masă, să ridice tonul și fraților, așa trebuie să facem.
cu forță. Debora nu conduce bazându-se pe forță sau pe putere, ci pe înțelepciune. Debora îi spune lui Barak, cum să atace? Când să atace? Unde să atace armata lui Sisera și care va fi rezultatul luptei? În Judecători, capitolul 4, citim, iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeu lui Israel. Du-te și îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni, adică îi spune cum, cu ajutorul la 10.000 de oameni, îi spune unde bătălia va avea loc la pârâul Chison, acolo trebuie să te duci, că acolo va avea loc lupta și acolo trebuie să te pregătești în teren pentru bătălie. Îi spune și rezultatul, ce frumos, adică Barak știe că va ieși biruitor, și îi spune și când. Debora îi spune, uite, iată, aceasta este ziua când Domnul dă pe Sisera în mâinile tale. Deci, Debora este femeia care conduce, nu bazându-se pe forță, pe putere, pe, nu știu, pe instrumente militare, ofensive, ci pe înțelepciune, pe inspirație divină, are o legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu în felul acesta dă biruința ei și poporului ei. 7. Debora nu îl trimite pe Barak unde ea nu poate merge. Noi vedem că în timpul războiului Debora nu rămâne acasă, nu a stat nici undeva sus, cocoțată într-un finic sau pe un vârf de deal, privind din depărtare războiul. Debora mergea cu Barak în mijlocul luptei. Poate a fost chiar în linia întâi, nu știm, dar poate că a fost acolo. Și de aici învățăm că noi n-ar trebui să cerem altora lucruri pe care noi înșine nu le putem face. Sau copiilor noștri. Ați auzit părinți care spun copiilor să nu minți, dar ei mint. Să nu furi, dar ei fură. Să te comporți frumos cu oamenii în societate, dar soțul nu se comportă frumos cu soția acasă. Sau invers. Dragi frați, Debora este persoana care nu-i cere lui Barak să meargă undeva și să facă ceva ceea ce ea n-ar putea face. De aici învățăm ceva. 8, mergem spre final, Debora are capacitatea și de a spune răului pe nume. Și vă mărturisesc că noi astăzi, pastori, prezbiteri, lideri, avem nevoie de acest curaj și capacitate să spunem răului pe nume. Știți că Debora a mustrat semințiile care au stat nepăsătoare în timp de război? Știți că a făcut lucrul acesta? Uitați cum l-a mustrat ea din partea Domnului pe Ruben, adică seminția lui. Ia, pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor să asculți behăitul oilor? A fost mai important behăitul oilor decât să vină ajutorul fraților tăi pe câmpul de război, nu? Am putea face anumite paralele cu noi, dar nu avem timp. A mustrat și Galaadul sau seminția lui Gad, pentru că Galaadul se afla pe teritoriul seminției lui Gad și a spus, Galaadul de dincolo de război nu și-a părăsit locuința. Frumos, Gad, frumos, ai stat acasă. Uite, frații tăi au murit pe câmpul de luptă și au dat viața, s-au sacrificat, dar tu ai stat acasă, ca și Sisera. Dan, pentru ce ai stat Dan pe corăbii? Oamenii stăteau pe corăbii sau mergeau pe corăbii, Dan era situat la Marea Mediteraneană din punct de vedere geografic și făcea comerț. Adică pentru tine comerțul și banii și interesul personal a fost mai important decât războiul acesta sfânt în care trebuia să te implici. Uitați ce îi spune Debora lui Asher. Asher, ai stat pe malul mării și te-ai odihnit în limanurile lui. Adică ai stat la plajă întins, te-ai dezbrăcat frumos și ai făcut plajă. Ai luat vitamina D și ai stat așa frumos, în briza mării, aerosoli, cald, te-ai bronzat frumos, în timp ce frații tăi s-au dus și au luptat. E ok? E ok, Asher? E bine? Debora a spus răului pe nume, sau Meroza. Cetății Meroza, blestemați pe Meroza, căci n-a venit în ajutorul Domnului. Se pare că Meroza, această cetate, a fost foarte, foarte aproape de punctul fierbinte a luptei.
și a văzut oameni uciși, oameni răniți ca în luptă și nu s-a dus să dea un pahar de apă, să bandajeze un rănit, să dea o farfurie cu mâncare meroza și să ajute poporul în luptă. De aceea, Debora a spus, blestemați pe Meroza. Nouă, dragii mei frați, când Barak a ascultat de profetesa Domnului, a avut succes și biruință. Dumnezeu a ridicat-o pe Debora chiar în regiunea în care, din care era supusă robiei cananite. Și poporul lui Dumnezeu s-a bucurat multă vreme după aceea de pace, timp de 40 de ani. Și aici aș face o paralelă cu Biserica Adventistă. Vedeți, când poporul a ascultat de un profet, când a ascultat de Debora, ce a făcut? A prosperat, nu? A avut de câștigat. La fel și Biserica Adventistă, să știți. Atunci când noi ascultăm de sfaturile Ellen White, chiar dacă nu ne plac, ne place când găsim în Ellen White spus din nou și din nou și din nou că nu trebuie să bem cafea și că este un păcat să bei cafea așa cum e păcat să bei alcool sau să mănânci necurat? Nu ne place. Ne place când Ellen White ne vorbește despre anumite gusturi, despre cât muncim, cum dormim, ce combinații de alimente care ne plac facem. Nu ne place. Nu ne plac anumite sfaturi. Dar, dragii mei frați, atunci când noi ascultăm de profetul acestei biserici, nu avem decât de câștigat și o să prosperăm. Iar când Biserica Adventistă de ziua șaptea a neglijat sfaturile date de Domnul prin Ellen White, nu a avut decât de pierdut, numai de pierdut. 10 și 11 și încheiem. Dragii mei frați, din viața Deborei învățăm că bărbații și femeile pot și trebuie să colaboreze împreună la înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Debora și Barak au mers împreună la război. Și Biblia ne spune că genul ar fi împiedicat-o pe Debora să conducă poporul lui Dumnezeu timp de 60 de ani. Evident că în timpul Deborei mai erau și alți bărbați, erau și alți lideri, pentru că fiecare seminție avea liderii ei. Mai erau și alți lideri, dar Dumnezeu a pus în cea mai înaltă slujbă de conducere, repet, n-a chemat-o să fie preot, să dea Sfânta Cină, să boteze sau să cunune, dar a chemat-o într-o slujbă de leadership. Erau și alți bărbați? Erau și alți bărbați lideri în timpul Deborei? Sigur că erau în popor, pentru că Biblia spune niște căpetenii, niște lideri s-au pus în fruntea poporului în Israel și poporul s-a arătat gata de luptă. Biblia spune că inima mea, spune Debora, se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel, spre liderii, spre conducătorii lui Israel, a semințiilor, spre aceia care se arată gata să lupte. Dar Dumnezeu, deși erau lideri, deși erau căpetenii, a chemat peste ele, pentru 60 de ani, o femeie. Sau mai marii lui Isahar, spune Biblia, au fost cu Debora și cu Isahar și au venit după Barak, în acea luptă, în vale. Deci Debora a fost apreciată și a fost susținută de bărbați, de căpetenii și de liderii semințiilor mai mari. Da, iar liderii celor 12 seminții nu s-au coalizat ca să o îndepărteze de la putere sau din slujbă pe Debora. Nu citim așa ceva. Ultimul lucru, niciun lucru nu este imposibil pentru Dumnezeu. Vedeți, Barak, îl învățăm lucrul acesta din viața Deborei. Barak nu avea credință că Dumnezeu mai poate face ceva pentru Israel. Barak avea credință parcă mai mult în Debora decât în Dumnezeu. Armata izraelită era mai mică decât cea cananită. Cananiții aveau și vreo 900 de care de fier, deci o tehnică militară mai performantă decât a evreilor. Iar din punct de vedere omenesc, era imposibil ca izraeliții să îi învingă pe cananiți. Dar Debora credea că Dumnezeu le poate da izbăvire. Iată 11 lecții pe care le învățăm în această dimineață din viața acestei femei. Dumnezeu să ne ajute să-L slujim, frați bărbați, liderii, și bărbații din timpul lui Debora erau fricoși
stăteau ascunși, tremurau, erau necredincioși, Dumnezeu nu i-a putut folosi. Femeia, am spus, avea statutul care îl avea atunci, dar Dumnezeu a chemat o femeie. Surori dragi, Dumnezeu ne cheamă să vestiți cuvântul lui Dumnezeu, să-l predicați în familiile dumneavoastră, la locurile de muncă, oriunde Dumnezeu vă cheamă. Dumnezeu să ajute ca studiul de astăzi să ne inspire și să ne determine să facem alegeri bune după voia lui Dumnezeu. Amin. Acasă, pentru copiii pe care am pus semnul acasă pe rugăciune, pentru